decât povești. Mai mult decât povești. Iată-ne din nou împreună, dragii mei ascultători, la lectura cărții Poliana sau Taina Mulțumirii de Harriet Lewis Smith. Ce este cu această taină? Veți afla singuri dacă veți juca jocul mulțumirii. Cum se joacă acest joc? Foarte simplu. În orice împrejurare mai puțin plăcută în care se întâmplă să te afli, trebuie să găsești ceva pentru care poți să te bucuri și poți să-i mulțumești Domnului. Cu alte cuvinte, jocul acesta este un bun antrenament pentru a te ajuta să vezi partea plină a paharului și pentru a aduce pentru ea mulțumiri lui Dumnezeu. În fond, a mulțumi este reacția noastră normală atunci când reușim să ne deschidem bine ochii și să vedem bunătatea lui Dumnezeu. Poliana, o fetiță orfană în vârstă de 11 ani, știa să facă acest lucru prin jocul mulțumirii, să observe și să se bucure de partea bună a lucrurilor. Voioșia, bunătatea și mulțumirea din sufletul fetiței înmuia orice inimă împietrită din jurul ei. Asta a început să-i se întâmple și mătușii ei, Polly, și doamnei Snow, o femeie care nu se putea ridica din pat, și domnului John Pendleton, un om atât de însingurat și de morocănos, încât abia dacă schimba vreo vorbă cu cei din jurul său. Acest domn, John Pendleton, a fost găsit într-o zi de Poliana în pădure, căzut la pământ cu un picior fracturat, pe cărarea de lângă stânca micului vultur, nu prea departe de casa lui misterioasă. Poliana i-a fost de mare ajutor. Respectând indicațiile pe care i le-a dat, s-a dus la casa lui și l-a anunțat la telefon despre nefericita întâmplare pe doctorul Chilton, care astfel a putut veni cu o targă și cu doi oameni ca să-l ducă acasă. Ce fericită a fost Poliana când mătușa sa i-a dat voie să-l viziteze pe domnul Pendleton ca să-i ducă un castronel de răcituri de vițel. Iar domnul Pendleton se schimba văzând cu ochii, devenind tot mai deschis și mai comunicativ în prezența ei. Haideți să aflăm astăzi ce i s-a mai întâmplat Polianei după ce a ieșit din casa domnului Pendleton, în urma vizitei ce i-o făcuse și pe care îl lăsase cam dezolat din cauza veștii că nu domnișoara Polly trimisese răciturile și că ea tocmai ținuse foarte mult să se asigure că Poliana îi va da clar de înțeles domnului Pendleton că nu sunt de la ea. Sub umbrar îl găsi pe doctor așteptând în trăsură. Infirmierul se afla lângă treptele trăsurii. Domnișoară Poliana, poți să am onoarea de a te conduce acasă? Întrebă doctorul zâmbind. Eram gata să plec acum câteva minute, apoi m-am gândit să te aștept. Mulțumesc, domnule! Îmi pare bine că m-ai așteptat! Îmi place foarte mult să merg cu trăsura! Radie Poliana, în timp ce prinse mâna oferită pentru a se urca. Într-adevăr? Zâmbi doctorul, dând din cap pentru a-și lua rămas bun de la infirmier. După cât îmi pot da eu seama, ție îți place să faci o grămadă de lucruri, nu-i așa? Adăugă el în timp ce trăsura se îndepărta. Poliana râse. Nu m-am gândit. Îmi face impresia că da, admise ea. Îmi place să fac aproape orice lucru care înseamnă a trăi. Desigur că nu-mi place să fac celelalte lucruri, cusutul, să citesc cu voce tare și altele la fel. Da, ele oricum nu sunt a trăi. Nu? Atunci ce sunt? Da, Antipoli zice că sunt a învăța să trăiești. Oftă Poliana cu un zâmbet jalnic. Doctorul a avut și el un zâmbet ciudat. Într-adevăr? Ei bine, puteam să-mi închipui că tocmai așa ceva va spune. Da? Răspunse Poliana. Dar eu gândesc cu totul altfel. Nu cred că am nevoie să învăț cum să trăiesc. Doctorul oftă prelung. Cu toate acestea, mă tem, fetițo, că unii dintre noi au nevoie să învețe. Apoi rămase tăcut pentru un timp. Poliana, uitându-se pe furiș la fața lui, simți un sentiment ciudat de milă. El arăta așa de trist și ar fi dorit să facă ceva să-l mângâie,
De aceea îi spuse cu glas fios: Domnule Chilton, eu credeam că cel mai plin de mulțumire lucru din lume e să fii doctor. Plin de mulțumire? Când eu văd atâta suferință zilnic în toate părțile? Exclamă el. Ia în cuvință din cap. O, știu, dar dumneata ușurezi pe cei suferinți și desigur că îți pare bine să poți fi de folos. Deci asta te face cel mai mulțumit dintre noi toți, tot timpul. Ochii doctorului se umplură de lacrimi. Viața era atât de singuratică. Nu avea nici soție, nici cămin, afară de două camere reci, într-o pensiune. Totuși era dragă profesia lui. Privind în ochii strălucitori ai Polianei, a avut impresia că o mână iubitoare îl mângâia în semn de binecuvântare. Simțea că niciodată de acum înainte, zilele obositoare și nopțile de veche nu-l vor mai putea istovi, că-și trăia de acum acea însuflețire pe care i-o stricurase în suflet Poliana. Dumnezeu să te binecuvânteze, fetițo, zise el cu glas schimbat. Apoi cu zâmbetul voios, pe care îl cunoșteau pacienții lui, adăugă: Cred că și doctorul, ca și bolnavii lui, a avut nevoie de o doză din tonicul tău. Cuvintele acestea o intrigară mult pe Poliana, până când zări o veveriță la marginea drumului, care îi captă toată atenția. Doctorul o lăsă la poarta ei, zâmbi către Nancy, care mătura prin curte, apoi plecă repede. Ce frumoasă plimbare am avut cu trăsura doctorului, spuse Poliana urcând în fugă scările. Nu știi cât e de drăguț, Nancy. Într-adevăr? Da, și i-am spus că profesiunea lui, după mine, e una din cele mai fericite din câte sunt. Ce spui? Fericire e asta să mergi toată ziua pe la bolnavi sau chiar pe la oameni sănătoși, dar care și închipuie că sunt bolnavi, ceea ce e și mai rău? Fața lui Nancy era plină de neîncredere. Poliana râse veselă. Da, tocmai așa mi-a răspuns și el, dar vezi, este totuși un mijloc de a fi fericit chiar și atunci. Ghici care e? Nancy se gândi puțin. Ea se lăuda că putea juca acum jocul mulțumirii cu cea mai mare ușurință. Apoi îi mai plăcea să caute dezlegarea enigmelor Polianei, cum numea ea unele din chestiunile ridicate de ea. O, știu! E tocmai contrariu la ceea ce ai spus doamnei Snow. Contrariu? Repetă Poliana vădit mirată. Da, i-ai spus că putea fi mulțumită că ceilalți nu erau ca dânsa, toți bolnavi. Da, aprobă Poliana. Ei bine, doctorul poate fi mulțumit că nu e el ca ceilalți oameni pe care îi îngrijește. Încheie Nancy triumfătoare. Era acum rândul Polianei să cadă pe gânduri. Da, e desigur și aceasta o soluție, dar eu nu mă gândeam așa. De altfel, gândul acesta conține ceva ce nu-mi place. E ca și când el ar fi mulțumit de suferințele lor. Tu joci jocul într-un mod ciudat, adăugă Poliana oftând, apoi intră în casă. Găsi pe domnișoara Poli în salon. Cine era omul acela? Cel cu trăsura care te-a adus acasă, Poliana? Întrebă mătușa ei puțin tăios. Era doctorul Chilton, tanti Poli, nu-l cunoști? Doctorul Chilton? Ce căuta el aici? El m-a adus acasă în trăsura lui. Îi dusesem răciturile domnului Pendleton și... Domnișoara Poli își ridică sprâncenele. Poliana, sper că nu și-a închipuit că eu i le-am trimis. O, nu, tanti Poli, i-am spus eu că nu i le-ai trimis, mata. Domnișoara Poli se înroși grozav la față. I-ai spus așa ceva? Poliana deschise ochii mari, auzind tonul mustrător al mătușii sale. Dar nu mi-ai spus, mata, așa, tanti Poli? Poli oftă. Ți-am spus, Poliana, că nu i le trimiteam eu și ți-am mai recomandat să iei seama ca nu cumva să creadă el aceasta. Ceea ce e cu totul altceva decât ai spune în față omului că nu i le-am trimis eu. Zicând aceste lucruri, Poli plecă supărată. Vai de mine, oftă Poliana, dar nu prea văd deosebirea. Apoi merse să-și atârne pălăria în cuiul special rânduit de mătușa sa. Într-o
Într-o zi ploioasă, cam la o săptămână după vizita Polianei la domnul John Pendleton, Timotei conduse pe domnișoara Poli la o întrunire a Comitetului de Doamne de la Asistența Socială. Când se înapoie de acolo, cam pe la 3 după amiaza, obrajii erau îmbujorați, iar părul ei, răsfirat de vântul umed, îi încununa fruntea cu cârlionți scăpați de sub agrafe. Niciodată Poliana nu o mai văzuse astfel pe tanti Poli. Oh, tanti Poli, și tu ai bucle! Strigă ea încântată, săltând în jurul mătușii sale pe când aceasta intra în salon. Ce spica am, copilă zburdalnică! Poliana se tot învârtea veselă în jurul ei. Niciodată nu mi-am închipuit că ai bucle. Cum se poate să le fi avut fără ca eu să știu? Crezi că aș putea să am și eu? Adică înainte să ajung în cer? Strigă ea, prinzând în degetele ei cârlionții ce atârnau lângă urechea mătușii sale. Dar în cazul meu n-ar putea fi negri. Poliana, ce înseamnă zarva asta? Întrebă Poli, grăbindu-se să-și scoată pălăria pentru a-și rândui părul în forma lui obișnuită. Nu, nu, te rog, tanti Poli! Glasul vesel al Polianei deveni deodată rugător. Nu le strânge aceste frumoase bucle negre! O, tanti Poli, sunt atât de frumoase! Glumești! Spune-mi, te rog, Poliana, ce ți-a trecut prin minte când te-ai dus tu la doamnele de la asistență pentru a le vorbi în mod absurd despre acel mic cerșetor? Dar desigur că nu glumesc, zise Poliana răspunzând numai la prima parte a observațiilor făcute de mătușa ei. Nici nu știi cât de frumoasă ești cu părul aranjat astfel. O, tanti Poli, lasă-mă, te rog, să te pieptăn cum am pieptănat-o și pe doamna Snow, știi? Și să-ți pun o floare în păr. Mi-ar plăcea atât de mult să te văd astfel gătită. Sunt sigură că ai fi mult mai frumoasă decât însa. Poliana! Domnișoara Poli vorbea foarte aspru, cu atât mai mult cu cât cuvintele Polianei îi stârneau o bucurie lăuntrică, fiindcă cine se mai îngrijise vreodată de părul ei? Cine mai dorise să o mai vadă frumoasă? Poliana, tot nu mi-ai răspuns la întrebarea mea. Pentru ce te-ai adresat doamnelor de la asistență în modul acela absurd? Da, știu, dar nu credeam să fie absurd până ce am descoperit un lucru. Doreau mai mult să vadă figurând o mare sumă de bani trimiși în India decât să se îndure să-l crească pe Jimmy. Așa că am scris doamnelor mele de la asistența din vest, pentru că Jimmy e mai departe de ele, înțelegi, mata? Mă gândesc că ar putea deveni micul lor indian, precum eu, tanti Poli, am fost mica matale indiană. Acum, tanti Poli, îmi dai voie să-ți pieptăm frumos părul? Poli duse mâna la gât. Vechea ei stare de neputință de a rezista dorințelor Polianei o încerca iar. Dar Poliana, când mi-au spus azi doamnele de la asistență cum le-ai vorbit pe neașteptate, mi s-a făcut rușine. Tocmai eu... Poliana începu a juca ușor pe vârful picioarelor. N-ai zis nu când ți-am cerut voie să te pieptăn. Și cine nu zice nimic e de acord. Încheie ea triumfător. Așa a fost și cu răciturile domnului Pendleton. I le trimiteai, însă nu voiai să știe el. Acum te rog să stai liniștită. Am să aduc un pieptăn. Dar Poliana, Poliana! Protestă Poli, ieșind și ea după fetiță și urcând scările. Oh, ai venit aici? Poliana își întâmpină mătușa la ușa camerei ei. Va fi și mai plăcut! Iată, am găsit pieptănul. Acum, dacă ești bună, stai jos, te rog. Oh, sunt atât de mulțumită că mă lași. Poliana, eu... Poli nu-și termină bine fraza. Spre marea ei mirare și fără a se putea împotrivi, se găsi așezată pe scaunul din fața măsuței de toaletă, cu părul deja desfăcut sub degetele nerăbdătoare și pricepute ale fetiței. Oh, ce păr frumos ai! Și mult mai mult ca al doamnei Snow! Dar desigur că îți trebuie mai mult păr decât ei, pentru că mata ești sănătoasă și poți merge în locuri unde oamenii pot să ți-l admire. Și mi-închipui că se vor bucura și vor fi surprinși să-l vadă după ce l-ai ținut ascuns atâta timp. Tanti Poli, am să te fac atât de frumoasă încât toată lumea o să se bucure văzându-te. Poliana, rosti glasul slab care acum ieșea de sub un val de păr.
Nici eu nu știu pentru ce te las să faci acest lucru copilăresc. Apoi bine, tanti Poli, eu credeam că vei fi mulțumită, că oamenilor le va face plăcere să se uite la mata. Nu-ți plac lucrurile frumoase? Eu sunt foarte fericită când am ocazia să văd persoane frumoase și, din contră, când mă uit la cele urâte, sunt mâhnită pentru ele. Dar... Și-mi place grozav să aranjez părul cuiva, rosti Poliana satisfăcută. O făceam și cu doamnele de la asistență, dar niciuna nu avea păr atât de minunat ca al matale. Părul doamnei White era destul de frumos și stătea bine cum o aranjam eu. Oh, tanti Poli, mi-a venit o idee, dar e un secret și deci nu-ți spun. Acum sunt aproape gata și trebuie să te părăsesc un moment, dar te rog să-mi făcăduiești că nu te vei mișca din loc și nu te vei uita în oglindă. Să nu te uiți, strigă ea, ieșind în fugă din cameră. Poli nu răspunse. În sine însă și-și zicea că va desface imediat lucrarea absurdă a Polianei și își va strânge părul ca de obicei. Cât despre oglindă, nici prin gând nu-i trecea să se uite. Și totuși, în aceeași clipă, fără să vrea, Poli se văzu în oglinda din fața ei. Această priveliște o făcu să roșească de mulțumire. Apoi, văzându-se roșind, se îmbujură și mai mult. Oglinda i-a arăta o față nu tocmai tânără, într-adevăr, dar însuflețită și surprinsă. Obrajii erau de o culoare roz frumoasă, ochii străluceau. Părul îndunecat și încă umed de la aerul de afară cădea în valuri în jurul frunții și se așeza în jurul urechilor într-un mod atrăgător, cu cârlionți mici, aici și colo. Poli se află atât de mirată și de preocupată de ceea ce vedea în oglindă, încât uită cu desăvârșire hotărârea de a-și desface coafiura înainte ca Poliana să se întoarcă. Fără a fi putut face vreo mișcare, simți că îi se așeza ceva pe ochi și că îi se noda la ceafă. Poliana, Poliana, ce ai de gând? Strigă ea. Poliana chicoti. Vezi, tocmai asta nu vreau să știi, tanti Poli. Și mi-era teamă că te vei uita. De aceea te-am legat la ochi cu o șarfă. Acum te rog să stai liniștită. Încă un minut și te las să vezi. Dar Poliana, începu domnișoara Poli, încercând să se ridice în picioare. Te rog să încetezi, copilă, ce tot faci? Strigă ea, simțind ceva moale lunecându-i pe umeri. Poliana râse și mai veselă. Cu mânuțele ei îndemânatice, așeza pe umerii mătușii sale, în falduri elegante, un splendid șal de dantelă, îngălbenit de lunga vreme cât stătuse împachetat și mirosind a levânțică. Poliana descoperise acest șal cu o săptămână mai înainte, într-o zi când Nancy făcea rânduială în pod. Azi îi venise în minte că tanti Poli putea fi foarte bine tot atât de elegant îmbrăcată ca doamna White. Când totul fu gata, Poliana privi opera sa cu o vădită mulțumire. Totuși mai lipsea ceva. La iuțeală o trase pe mătușa ei spre salonul de vară, unde zărise chiar atunci un trandafir roșu timpuriu cățărat aproape de fereastră. Poliana, ce faci? Unde mă duci? Se împotrivi tanti Poli, încercând în zadar să se opună. Poliana, ajunge! Numai un minut! Mergem până la salonul de vară! Totul va fi gata într-o clipă! Zise Poliana, smulgând trandafirul și așezându-l în părul moale al mătușii sale, deasupra urechii stângi. Iată! Strigă ea, desfăcând nodurile șarfei. Vezi, tanti Poli, spune drept, nu ești mulțumită că te-am gătit așa de frumos? Pentru o amețitoare clipă, domnișoara Poli se privi în oglindă. Apoi se uită în jurul ei, scoase deodată un țipăt și fugi din salon. Poliana se uită în direcția în care se uitase mătușa ei și văzu prin fereastra deschisă a salonului de vară o trăsură cu un cal în aleea principală. Recunoscu imediat pe omul care ținea hățurile. Încântată se aplecă pe fereastră. Domnule doctor, domnule Chilton, pe mine mă cauți? Sunt aici sus! Da, spuse grav doctorul. Vrei să cobori, te rog? Când își întoarse capul, Poliana zări în camera ei o femeie îmbujorată și supărată, smulgând acele ce țineau șalul de dantelă. Poliana, cum ai putut? Gemu Poli. Vai să mă deghizezi astfel și apoi să mă lași să fiu văzută! Poliana se opri tulburată. Dar erai atât de frumoasă, tanti Poli, crede-mă, și... Frumoasă?
ripostă Polly, aruncând șalul și desfăcându-și părul cu degete tremurânde. Vai, tanti Polly, lasă-ți părul așa! Să-mi las părul așa, nici nu mă gândesc! Și Polly îl strânse atât de tare încât dispăru și cea mai mică buclă. Vai, ce păcat, erai așa de frumoasă! Zise Poliana aproape plângând și ieși din cameră. Jos doctorul o aștepta în trăsură. Te-am prescris în loc de medicament unui pacient, anunță el. Și acum m-a trimis ca să aduc rețeta. Vrei să mergi? Vorbești de un comision ce trebuie adus de la farmacie? Întrebă Poliana cu oarecare nedumerire. Mă duceam adeseori la farmacie pentru doamnele de la asistență. Doctorul dădu din cap zâmbind. Nu chiar. E vorba de domnul John Pendleton. El vrea să te vadă azi, dacă ai vrea să mergi. Numai pentru asta am venit, să te iau. Vrei să mergi? Te voi aduce înapoi aici înainte de ora 6. Mi-ar face mare plăcere, dar trebuie să cer voie de la mătușa mea. După câteva clipe, Poliana reveni cu pălăria în mână, fiind foarte serioasă. Mătușa ta ți-a dat voie? Întrebă doctorul cu oarecare șovăire pe când se depărtau. Da, oftă Poliana. Mă tem că de-abia aștepta să plec. De-abia aștepta să pleci? Poliana oftă iar. Da, recunosc că nu ținea acum deloc să mă aibă lângă tânsa. Mi-a spus, da, du-te, poți să pleci. Doctorul zâmbi, dar numai din buze. Privirea îi era gravă. La început nu spuse nimic, apoi după un timp întrebă. Nu era mătușa ta cu tine la fereastra salonului de vară? Poliana oftă adânc. Da, tânsa era. Și cred că tocmai de aceea este supărată pe mine. O gătisem cu un șal frumos de dantelă scumpă, pe care îl descoperisem în pod. Îi pieptănasem părul ei negru cu bucle, în care prinsesem un trandafir roșu. Era atât de frumoasă. Nu crezi că îi stătea bine așa? Doctorul nu răspunse imediat, dar când vorbi, vocea îi era slabă, așa încât Poliana abia putu să audă. Da, fetițo, eu cred că mi s-a părut foarte frumoasă. Adevărat? Ah, sunt așa de mulțumită! Am să-i spun! Zise copila nespus de fericită. Spre marea ei mirare, doctorul se împotrivi. Să nu cumva, Poliana, te rog foarte mult să nu faci una ca asta. De ce, doctore, de ce nu? Eu credeam că-ți va părea bine. Dar ei s-ar putea să nu-i placă. Îi tăie doctorul vorba. Poliana se gândi o clipă. Se prea poate, oftă ea. Îmi dau seama acum. A fugit tocmai pentru că te-a văzut. Apoi mi-a spus că era foarte supărată, fiindcă ai văzut-o astfel de ghizată. Îmi închipuiam eu asta, declară doctorul. Dar eu nu înțeleg de ce, stărui Poliana. Doar era atât de frumoasă. Doctorul nu mai spuse nimic până ce ajunseră în fața măreței case de piatră unde locuia John Pendleton. În ziua aceea, John Pendleton o salută pe Poliana cu un zâmbet. Domnișoară Poliana, văd că ești o mică ființă iertătoare, căci altfel n-ai fi venit azi să mă vezi. Domnule Pendleton, am venit pentru că îmi face într-adevăr plăcere și nu văd de ce te miri. Vezi, pentru că am fost cam nesuferit cu tine mai de ună zi. Și tot astfel când m-ai găsit în pădure, cu piciorul frânt. Nu cred să-ți fii mulțumit pentru tot ce ai făcut atunci pentru mine. Acum vezi că am dreptate când îți spun că ierți ușor, deoarece te-ai întors să mă vezi, cu toată nerecunoștința ce ți-o arătase. Poliana protestă. Eu am fost mulțumită că te-am găsit, adică nu vreau să spun că îmi părea bine că ți-ai rupt piciorul. Se corectă ea îndată. John Pendleton zâmbi. Înțeleg. Limba îți merge întotdeauna mai repede decât ai voi. Nu-i așa, domnișoară Poliana? Îți mulțumesc totuși și consider că ești o fetiță vrednică și curajoasă pentru ce ai făcut în ziua aceea. Îți mulțumesc și pentru răcituri. Ți-au plăcut? Întrebă Poliana interesată. Foarte mult. Cred că azi n-ai mai adus răcituri pe care mătușa ta nu mi le-a trimis, zise el cu un zâmbet ciudat. Fetița păru foarte încurcată. Nu,
Nu, domnule Pendleton. Șovăi, apoi roșindu-se, urmă. N-aveam de gând să fiu nepoliticoasă atunci când ți-am spus că tanti Polly nu-ți trimisese iară citurile. Nu primi niciun răspuns. John Pendleton nu mai zâmbea. Privea înaintea lui cu niște ochi care păreau să vadă departe, dincolo de ce era în fața lui. După un timp oftă adânc și se întoarse spre Pollyanna. Haide, haide, nu merge așa. Nu te-am invitat eu să vii aici ca să mă vezi întristat și abătut. Ascultă, în bibliotecă, acolo în camera cea mare unde este telefonul, vei găsi o cutie sculptată pe raftul de jos al dulapului mare cu uși de sticlă, care se află în colțul de lângă cămin. Adică o vei găsi acolo dacă acea femeie imposibilă n-o fi așezat-o în altă parte. Adu-mi-o aici. E grea, dar nu prea grea pentru tine, cred. Oh, eu sunt puternică, declară Pollyanna veselă, sculându-se îndată. Într-o clipă se întoarse cu cutia. Următoarea jumătate de oră a fost o încântare pentru Pollyanna. Cutia era plină de adevărate comori, curiozități pe care John Pendleton le strânsese în călătoriile sale și despre fiecare din ele avea de povestit o istorioare interesantă. Fie că era un set de șah cu figurine sculptate din China, ori un idolaș de jad din India. După ce auzi povestea idolului, Pollyanna murmură grav. Acum înțeleg de ce e mai bine să ajuți un băiețel din India, unul care crede că Dumnezeu e idolul acesta, decât pe Jimmy Bean, un băiețel care știe că Dumnezeu e în cer. Totuși îmi pare rău de Jimmy Bean că nimeni nu l-a vrut. John Pendleton părea că nu ascultă. Din nou ochii lui priveau departe în gol. Curând însă își reveni și începu să vorbească despre un alt suvenir. Vizita a fost foarte plăcută, dar spre sfârșit Pollyanna își dădu seama că vorbeau despre alte lucruri decât de obiectele care se aflau în cutia frumos sculptată. Discuția se îndreptase spre viața ei de fiecare zi cu Nancy și mătușa Polly. Vorbiră chiar și despre viața ei de demult din acel micuț oraș din vest. Când s-a făcut aproape timpul să plece, Pollyanna l-a auzit pe domnul Pendleton rugând-o cu o voce neobișnuită pentru un om așa de aspru. Fetițo, aș vrea să vii să mă vezi. Cât poți tu de des? Vrei? Sunt foarte singuratic și am nevoie de tine. Mai este un motiv și ți-l voi spune. La început, după ce am aflat cine ești, mi-am închipuit că n-o să mai vreau să te văd. Îmi aduceai aminte de ceva care încerc să uit de mulți ani. Așa că mi-am zis că nu vreau să te mai văd vreodată. În fiecare zi când doctorul mă întreba dacă îl las să te aducă, îi spuneam că nu. Dar după câtva timp mi-am dat seama că voiam așa de mult să te văd. Încă faptul că nu te vedeam mă făcea să-mi aduc aminte și mai tare de ceea ce tocmai încercam să uit. Așa că acum chiar vreau să vii să mă vezi. Tu ai vrea, fetițo? Desigur, domnule Pendleton! Exclamă Pollyanna cu ochii luminați de înțelegere față de omul trist ce zăcea în fața ei. Mi-ar face plăcere să vin! Mulțumesc, zise John Pendleton ușurat. După cine Pollyanna, stând de vorbă pe terasă cu Nancy, îi spuse despre cutia minunată a domnului John Pendleton și despre lucrurile minunate ce se aflau în ea. Nu vine să cred, oftă Nancy, că ți-a arătat ție toate acele lucruri și ți-a spus acele istorioare. Tocmai el care de morocănos ce este, nici nu vorbește cu nimeni. O, Nancy, dar el nu e morocănos, ci așa pare pe din afară, explică Pollyanna ținându-i partea. Nu înțeleg de ce toți îl cred așa de rău. Sunt sigură că dacă l-ar cunoaște mai bine, ar crede altfel. Dar nici chiar mătușii Polly nu-i place de el. Știi, nici măcar n-a vrut să-i trimită drăcituri. Și era foarte teamă că el ar putea să creadă că ea i le-a trimis. Probabil că ea nu se simțea datoare să-i trimită, își dădu cu părerea Nancy. Dar ce mă miră e faptul că el s-a atașat așa de tare de tine, domnișoară Pollyanna. Nu pentru că tu n-ai merita-o, dar
nu este el felul de om căruia îi plac copiii. Poliana zâmbi fericită. Ba da, Nancy, numai că nici el n-a vrut să o admită mereu. Chiar azi mi-a mărturisit că nu voia să mă mai vadă, tocmai pentru că îi aminteam de ceva ce voia să uite. Dar apoi, ce s-a întâmplat? Întrerupse Nancy curioasă. A spus că îi aduce aminte de ceva ce voia să uite? Da, dar apoi, ce anume? Insistă Nancy. Nu mi-a spus, a spus doar că era ceva. Misterul! Exclamă Nancy cu o voce uluită. Tocmai de aceea s-a atașat de tine. O, domnișoară Poliana, e ca în romane. Am citit multe. Secretul doamnei Maud, urmașul pierdut și ascuns îndelungat, toate erau pline de mistere ca acestea. Imaginează-ți, o carte trăită sub nasul nostru și eu să nu știu nimic despre ea. Acum povestește-mi totul, tot ce ți-a spus domnișoară Poliana. Deci nu mă mai mir că v-ați împrietenit. Dar n-am devenit prieteni până când am vorbit cu el mai întâi. Și nici măcar nu știa cine sunt până când nu i-am adus răciturile. Și a trebuit să-i explic că nu, tanti Poli le-a trimis și... Nancy sări în picioare și exclamă entuziasmată. O, domnișoară Poliana, știu! În următoarea clipă se afla din nou lângă Poliana. Spune-mi, gândește-te bine și răspunde-mi drept și adevărat. O îndemnă ea surescitată. Numai după ce a aflat că tu ești nepoțica domnișoarei Poli, ți-a spus că nu vrea să te mai vadă, nu-i așa? O, da! I-am spus că sunt nepoata ei data trecută când l-am văzut și el mi-a spus ce avea de gând să facă abia azi. Mi-am închipuit! Exclamă Nancy triumfător. Și zici că domnișoara Poli n-a vrut să trimită răciturile din partea ei? Nu! Și tu i-ai spus lui că nu ea i le-a trimis? Bineînțeles! Și el a început să se poarte ciudat imediat după ce a aflat că tu ești nepoata ei, nu-i așa? Da, da, era puțin ciudat cum a primit răciturile, admise Poliana, încruntându-și puțin fruntea. Nancy oftă adânc. Ah, acum îmi dau seama. Ascultă, domnul John Pendleton a fost iubitul domnișoarei Poli Harrington, anunță ea impunător, dar în același timp aruncă o privire fugară peste umăr. Dar Nancy, nu se poate! Ei nici măcar nu-i place de el, protestă Poliana. Nancy o privi de sus. Bineînțeles că nu. Sunt certați? Poliana privine încrezătoare și cu încă un oftat prelung, Nancy se pregăti, fericită, să-i explice întreaga poveste. S-a petrecut așa. Chiar înainte să vii tu, grădinarul Tom mi-a spus că domnișoara Poli a avut un logotnic. Nu mi-a venit să cred. Nu o pot vedea cu un logotnic. Dar Tom a zis că a avut unul și că și acum el locuiește chiar în orășelul acesta. Și bineînțeles că acum îmi dau seama, este domnul John Pendleton. Nu e viața lui plină de mister? Nu se închide el singur în acea casă și refuză să vorbească cu oricine? Nu s-a purtat el ciudat când a aflat că ești nepoata domnișoarei Poli? Și acum... Nu ți-a spus el că îi aduce aminte de ceva ce vrea să uite? Oricine poate vedea că e vorba de domnișoara Poli. Și chiar faptul că ea n-a vrut să-i trimită răciturile confirmă aceasta. E clar ca bună ziua. Oh! Exclamă Poliana cu ochii mari de uimire. Dar Nancy, nu crezi că dacă s-ar iubi s-ar împăca? Amândoi sunt așa de singuri și încă de atâția ani. Îmi închipui că le-ar părea bine să se împace. Nancy strâmbă din nas neîncrezătoare. Se pare că nu știi prea multe despre îndrăgostiți, domnișoară Poliana. Oricum nu ești destul de mare. Dar dacă jocul mulțumirii e de folos cuiva, ar fi în special de folos la doi îndrăgostiți certați. Și ei tocmai asta sunt. Nu e el mereu morocănos? Și nu e ea... Nancy se opri abrupt, dându-și seama cui și despre cine vorbea. Totată însă chicoti. Cred că ar fi o lucrare foarte ingenioasă dacă ai reușit să-i faci și pe ei să joace jocul, domnișoară Poliana. Atunci s-ar împăca, sunt sigură. Dar poți să-ți imaginezi ce vor zice oamenii? Închipuieți, el și domnișoara Poli. Dar nu prea sunt speranțe. Poliana nu zise nimic, dar când intră în casă, puțin mai târziu, fețișoara ei deveni foarte gânditoare.
Dragi prieteni, timpul nostru s-a scurs și trebuie să ne oprim aici cu lectura. Dar dacă vreți să aflați cum a reușit până la urmă Poliana să-l învețe jocul mulțumirii și pe domnul Pendleton, vă aștept și data viitoare lângă aparatele de radio. Până atunci rămâneți cu domnul și nu uitați să jucați jocul mulțumirii cu oricine puteți! Ați ascultat o emisiune realizată de Sanda Sândulescu. Mai mult decât povești. Mai mult decât povești.